braciu, que ficou a ver, mano. Você deve se aguardar com dureza, mano. Ô, que não dá. Prima data, que não dá. Se eu. Não tá de. Plavou pimenta, tá com plavou pato. Era da hora que não fosse. E não. Estamos chamando plavou. E que não vou um, outro, dois, fechava um. Depende de que tu te aglomeraste, isso acuma. Isso mais na sol com o Covid, está que. Cred că nu-i mai ia cu mai multă mașină, ia numai 2-3. Îți dai seama, stau toți morcoviți acolo cum ia de rup, ca fel. Fără băga poliția într-o șanță. Vreau să bagi vreo două țigări. Ce? Alex. A, jumătate de pachet. Bază. Ai făcut două curse de asta pe lună, gata. Trebuie timp, mă. Să faci așa mult, va fi plictisitor, zic eu. Ce? Dai că mergi 3-4 în convoi, mai mergi, știi? Dar singur, tipul sunt eu, Alex e singur pe partea lantă. Eu singur partea asta lantă? Da. Deja Alex o săptămână în pas nu merg cu nimeni la curs. De ce? Păi da... Plictisești. Cine, cu cine se mai întâlnești să aibă același traseu? Cu mine nu mai. Eu nu mai am mult. Eu am plecat de la Brenstă la, am dus elicopter la Constanța și n-am găsit adresa. M-am urcat înapoi la Brenstă, iau adresa să vedem unde sunt următoare. Dar ăla a lăsat elicopterul sau tot ăla? Păi l-a lăsat acolo, dar l-a luat înapoi, știu. A, tot elicopter? Da. Și mă duc după aia la Brest înapoi. Acum mă duc la Brest înapoi, după aia la San Petre. Te duci la Brest să vezi unde e adresa următoare. Eu văd, da, adresa. Și dacă te duc la San Petre. Hai să fii pe elicopterul ăla? Da, nu mai din asta, nu. Bă, și eu, adică eu nu știi care e faza, dacă e mereu aceeași marcă, să te saturi. Eu de asta prefer să iau 2-3 așa, mai iau o cisternă, mai iau... După o săptămână, mai bagi un heavy cargo.
Da. Bine. Dacă mergi toată ziua cu heavy cargo, te satur, nu? Sau să mergi toată ziua numai cu cisternă, sau numai cu balastru, sau... Da? Da. Te-ai atins un pic, gata. Și al nașii rămâi blocat peste tot cu el. Dar dacă te agresi puțin, te tragi înapoi. Tu te-ai agățat ieri în iarbă acolo, lăsând în boscheț. Da. Sofer. Dar era pe drum drept, gen într-o parcare de asta... Tot niște tufite alea pe acolo și nu mai putea să miști. Ce chiar de la carnivore. Da, da, te-au... Te-au mușcat de locomotivă. Da. Mr. Milko, ce n-a pus Mr. Milogo? Las că era oricum aici, Schumacher, zice. Da. Schumacher, nu știu cum. Dar era român, era un trai de asta. Ce scrie asta? Ce mai bine? Zilnic, că două săptămâni, gata, nu mai ieși. Stau la cărturi, nu mai ieși. Eu... Ai văzut? Da. Ești că pe și în vacanță faci călătorii cu vacanță. Da.